El, într-adevăr, poate să fie periculos pentru clădiri, dar el vine și cu alte avantaje. Cum credeți că am descoperit noi cum este alcătuit Pământul? Până la cât? 6500 de kilometri, aproximativ 6470 de kilometri adâncime, când cel mai adânc foraj a fost până la, o idee, cât am săpat cel mai mult în jos în Pământ? Până la 1000 de kilometri, 2000 de kilometri, nu. Cam până pe la 13 km și cu mari, mari eforturi. Ei bine, undele astea seismice generate de cutremure ne dau indicii foarte clare cu privire la cum este alcătuit o planetă. Într-adevăr, au apărut seismometrele, aparatele care înregistrează aceste unde seismice și ele sunt destul de sensibile încât dacă e un cutremur acum în Japonia sau în Pacific și sunt foarte multe acolo, deci să nu ne plângem neapărat în România că avem și aici cutremure, dar acolo sunt mult mai multe. Ele călătoresc undele seismice generate de cutremure până în România și inclusiv INFP cu cele 160 de stații pe care le are pe teritoriul României înregistrează atât cutremure din România cât, dacă sunt suficient de mari, mă refer la magnitudini peste 6, cutremure și din întreaga lume. Și explozii nucleare și explozii de meteoriți, eventual și toate lucrurile astea. Și astfel, dincolo de partea socială, ce se întâmplă cu casele, ce se întâmplă cu barajul de la lacul Mori în timpul unui cutremur, ok? Înțelegem și din ce este alcătuit o planetă. Dacă are mișcare, planetele sunt și ele organisme vii până la urmă, nu? Cum ai magmă cu lavă în Pământ. Întrebare, câți dintre voi ar vrea să locuiască pe Marte? Mâinile sus! O întreagă generație de marțieni se vede deja. Tu ai vrea să locuiești și Alina pe Marte? Eu cred că da, sunt foarte curioasă cum stau lucrurile acolo. Și tu vrei? Ok. Dar acolo vă dați seama dacă o să locuiți, o să avem tot felul de probleme. Cum ar fi să avem și cu tremure și problema seismică pe Marte? Și-a pus cineva întrebarea, ei bine, cercetătorii și-au pus chiar și întrebarea asta dincolo de întrebări mai fundamentale, cum ar fi, cum și ce are în interiorul său planeta Marte. Poate supraviețui cineva acolo, vor trebui bine ancorate lucrurile pe viitoarea stație de pe Marte. Au fost niște misiuni acolo, 12, 14, 15 și 16, în cadrul cărora s-au instalat niște seismometre pe Marte, pe Lună, îmi cer scuze, pentru a vedea cum este starea acolo. În imaginea lucrată putem să vedem cum niște astronauți chiar fac asta, simulează cum instalează un seismometru. Exact. De aici o las pe Alina să preia, pentru că Alina este una din tinerele noastre cercetătoare care chiar se instruiește și în modul mai nou de interpretare al unor seismograme înregistrate pe Marte, ele fiind înregistrate și pe Lună. Și Alina preiei de aici. Aici putem să vedem un clipuleț despre un astronaut pe Lună care a încercat să instaleze un seismometru în cadrul Apollo, misiunii Apollo 12. Ce vedeți? Au reușit să înregistreze niște cutremure? Cam deci, câte crezi? Foarte multe. Vorbim deci de Apollo 12, dar chiar și în cadrul misiunii Apollo 11, da. Prima misiune cu oameni pe Marte, primii oameni care au ajuns pe Marte, ei au lansat acolo și au instalat și un seismometru. Chiar dacă n-au înregistrat atunci cutremure, da. În Apollo 12 deja avem primul cutremur înregistrat de un seismometru pe Lună. Suntem pe Lună. Da, pe Lună. 1969. 69. Dar care credeți că este cauza, ce produc acolo cutremurele? Pentru că nu avem plăci tectonice. Spuneți! Impactul cu meteoriții sau cu alte corpuri cerești. Cum avem și în imaginea prezentată, vedem cum suprafața este foarte afectată de impactul cu meteoriții. Putem să vedem aici niște înregistrări ale cutremurelor de pe Lună. Au fost identificate cutremure și la suprafața acestei formațiuni, adică au fost identificate cutremure la adâncimi de 25-30 de kilometri, dar au fost înregistrate și cutremure la peste 700 de kilometri adâncime. În partea dreaptă putem să vedem niște seismograme ale cutremurelor de pe Marte, de pe Lună, îmi cer scuze. Dar știți cam cât durează un cutremur acolo în comparație cu un cutremur de pe Pământ? Cât durează un cutremur pe Pământ? Câteva secunde? Câteva minute?
în jur de 10 minute. De treaba asta cu durata oricum este mai relativă. Depinde unde ești și una simțim noi ca durată, una percep aparatele. Pot să fie minute, asta e clar, da, pe pământ. De la câteva secunde până la câteva minute. Ok, pe dar pe lună cum stăm? Pe lună însă nu avem niciun factor care să atenueze aceste munte seismice și atunci pot să dureze și o oră. Cum v-ați simțit dacă v-ar scudui o oră? Eu nu mai vreau să locuiesc pe lună. Dar cât de puternice ar fost? Sigur ne-a răspuns la asta. Cu siguranță. Magnitudinile au fost cuprinse între 3 și 5,5. Echivalent pe scara Richter. 5,5 destul de măricele, adică. Poate produce pagube dacă e un cutremur aproape de suprafață, cum sunt cele din Banat în România, dar dacă e în Vrancea 5,5 adânc, e ok. Îl simți, dar nu e așa rău. Da. Ce știi despre dimensiunea Lunii? Este mai mică decât Pământul sau mai mare? Mai mare. Cum să fie mai mare? Este mai mică, nu? Nu o văd, dar pare mai mică cum mă uit aici. Putem să vedem aici o animație foarte interesantă despre Pământ, Marte și Luna. Vedem dimensiunile. Vedeți, Luna este cea mai mică, apoi Marte, apoi Pământ. Dacă ne uităm acolo în dreapta, putem să vedem cum... uite, aici vorbim de planeta Marte, intră de vreo 6 ori în volumul Pământului. Bun, chiar și așa este destul spațiu de backup pe Marte pentru câteva milioane de oameni, poate. Da. Dacă tot vorbim de Marte, ce părere aveți despre cutremurile de acolo? Credeți că există? Are Marte plăci tectonice? Sunt cutremuri pe Marte? Da. Cred că da. Și ce le provoacă? Revenim o secundă pe Pământ, de pe Marte. Cumva Cristian și Bogdan Puiu, dacă mă aud, îi rog foarte mult să lasă planetele și să vină la tatăl lor. Mulțumesc! Cristian și Bogdan Puiu. Cristian și Bogdan să vină în față. Da, mersi! Ne întoarcem la Marte. O să vă povestesc despre o misiune NASA în colaborare cu mai mulți cercetători internaționali. InSight este un proiect care a luat naștere în 2012, atunci când proiectul a fost selectat. Este un roboțel care a fost lansat spre Marte în mai 2018. În noiembrie, adică doar la câteva luni, el aterizat pe Marte. De ce ne interesează până acesta? El are incorporat un seismometru care înregistrează cutremurile de acolo. Spune, te rog, aveai o întrebare. Păi distanța este foarte mare, o să vezi și o imagine cu orbita pe care a urmat-o această rachetuță. Da, care a fost scopul misiunii? Ei au vrut să vadă dacă într-adevăr sunt cutremure pe Marte, să le înregistreze, să vadă cât de mari sunt și prin intermediul lor să identifice care este structura planetei Marte. Și bineînțeles să vedem cum s-a format și astfel să vedem echivalentul cu planeta noastră. Uite, asta este orbita pe care a călătorit roboțelul. În centru avem Soarele, da? Vedem cu albastru traiectoria, rotația Pământului în jurul Soarelui. Știe cineva cât durează până face o rotație completă? Spune. Să știm și pentru altă. 12 luni, da? Și Marte? 24 de ore și 12 luni. Luni, da. Și Marte cam cât? 24 de luni, aproape dublu față de Pământ. S-a calculat foarte bine această traiectorie. De exemplu, vedem primul cer cu albastru. Acolo a fost Pământul în momentul în care roboțelul nostru a fost lansat. Vedem bulinuța a doua albastră. Acolo se afla Pământul când a aterizat din site-ul nostru și s-a calculat un unghi astfel încât el să aterizeze cu o distanță cât mai mică, să parcurgă o distanță cât mai mică. A fost totul calculat, bineînțeles. Putem să trecem mai departe. Vă întrebați acum, bine, dar Marte este mare. Cum mai știu noi unde să-l trimite? Ce părere aveți? Cum am ales locația de aterizare? Da, și asta. Zona în care aterizați se numește Elysium Planitia. Avem aici o hartă plană a planetei Marte. Ce vedem cu albastru înseamnă niște altitudini foarte scăzute. Ce vedem cu culorile roșu și alb înseamnă că avem niște forme de relief foarte înalte, adică niște munți foarte, foarte mari. După cum vedem, impactul cu meteoriții este și aici prezent. Dar în zona de Elysium Planitia
avem mai puține cratere formate de acest impact și atunci zona a fost aleasă tocmai pentru că landerul nostru, pentru că Insight este un lander, este mai bine protejat acolo. Spune. Dincolo de asta, în apropierea lui, se presupunea și că există activitate vulcanică. Exact. Și unde ai vulcani, ai cutremure. Bine, unde ai cutremure, nu ai neapărat vulcani. Dar asta a fost alt lucru care a dus la această alegere. Putem să vedem aici niște forme de relief de pe planeta Marte. Putem să vedem muntele Olympus, care este cel mai mare munte determinat pe Marte, care are undeva la 22.500 de metri, în comparație cu Everestul nostru, care are aproape 8.800 de metri. Putem să vedem de asemenea cratere formate în urma impactului cu meteoriții și să o numim falie în ultima imagine. De fapt, ce este acolo? Pentru că nu avem cum să fie falie dacă nu avem plăci tectonice. Ce crezi că este, de fapt? Este o fisură. Este cauzată de contracția bruscă a planetei atunci când se răcește foarte mult. Roboțelul nostru Insight arată așa. Putem să vedem instrumentele sale, o sondă cu care forează în pământ pentru a identifica temperatura solului, panouri solare care captează energia solară pentru a-și desfășura activitatea, seismometrul nostru, care ne interesează foarte mult, și, bineînțeles, alți senzori pentru determinarea parametrilor de presiune, de temperatură, de vânt. Cam așa arată el. Aici avem o reprezentare, niște seismograme de la mai multe cutremure. Primul este un cutremur de pe Lună, apoi cutremurile de pe Pământ și de pe Marte. Cam asta sunt asemănările și deosebirile pe care le putem observa de aici. Acestea fiind concluziile, s-au înregistrat atât pe Marte cât și pe Lună sute de cutremure cu magnitudini moderate, să zicem. Adâncimile la care s-au determinat au fost asemănătoare ca pe Pământ, pot spune. Și avem și un update legat de rezultatele de pe Marte. Tocmai ce s-a determinat faptul că crusta lui Marte este mai subțire decât se așteptau cercetătorii, mantaua are un singur strat, adică este mult mai simplu. Și dacă vreți să comparăm aceste dimensiuni, puteți vedea de altfel și la standul nostru INFP de pe Alea Alăturată și cel mai mare glob din România printat 3D cu Pământul, care prezintă și structura sa internă. Veniți acolo și puteți vedea și toate informațiile legate de această misiune Insight pentru a avea o idee dacă Marte seamănă sau nu cu Pământul, cel puțin pe interior. Cum spuneam, și pe Marte sunt cutremure, dar din ce am înregistrat până acum, nu trebuie să ne facem mari griji cu privire la riscul seismic când o să locuim acolo. Dar lucrurile rămân în continuare valabile. În 2018 am aterizat acest lander. S-ar putea să mai stea acolo 2 ani. Sperăm să mai aibă energie, pentru că este o problemă destul de mare cu praful depus pe panourile solare. Ok? Lucrurile astea se întâmplă acum și sunt foarte interesante și, dincolo de oameni pe Marte, sunt alte aspecte pe care trebuie să le avem în vedere, da? Vă mulțumim frumos, o să rugăm mai departe. Am vorbit ieri despre cutremure pe Pământ, cutremure pe Marte, cutremure pe Lună. Acum am venit, ia uite, cu chituri. E cineva vreodată pregătit 100% la cutremur? Recunoaște cineva de aici că este pregătit 100% la cutremur? Afară de INFP? Nici măcar eu. Nimeni nu poate fi pregătit 100%. Nu știm cu adevărat în prezent când va fi următorul cutremur major. Cu precizie asta înseamnă să spui că putem să facem prognoze chiar și cele meteo dau greșit. Dar apoi să te uiți în pământ și să emiți astfel de prognoze cu un grad, să zicem, de certitudine 20%. Suntem acum cu picioarele pe pământ, nu mai vorbim de cutremure pe Marte. Vorbim de o problemă totuși foarte majoră și a României. Cutremurele care au loc, sigur, și în zona Vrancea, dar nu numai în zona Vrancea, ele sunt și în Banat, și în Făgăraș, și în alte zone. Eu lucrez de 13 ani, da, sunt tânăr, mulțumesc, la Institutul pentru Fizica Pământului, culmea face că și când. Așa că, de ce să nu combinăm aceste două lucruri, mai ales că aveți și o scenă atât de frumoasă. Și de asemenea, cu anumite ocazii, în special de 4 martie, plimbăm oamenii prin centrul Bucureștiului ca să le arătăm cât de mare este această problemă a riscului seismic, pentru a conștientiza și apoi le spunem povestea, să nu spunem atâtea povești,
ce trebuie să facem în caz de cutremur. Și atunci invitația mea și experimentul o să fie muzical și o să-l rog pe DJ să pună melodia Bucureștii și cutremurele, lansată anul acesta, care însumează toate aspectele acestea legate de cutremure și de pregătirea lele. Sunteți gata? Sună bine o melodie despre cutremure? Sună desperiat? Sunt toate șansele să fie aiurea, nu? Hai să vedem cum arată știința pusă pe muzică. Și în spatele meu vedeți niște filmări cu Bucureștiul în 2021. Nimeni nu știe când va fi un nou cutremur mare. Cel sigur va veni. Vrancea nu are răbdare. Cât de pregătit vei fi? Am un semn de întrebare. De aceea te invit să mergem la o plimbare prin București, capitala cu probleme capitale, care a văzut cu tremure, poartă cicatrici de la fiecare. Un oraș ce nu pare a fi în stare să evite un dezastru de mare amploare. 1802, 1838, 1940, 4 martie 77, 86, 90, turnul Colței, locul Carton, Scala, Dunărea, colonadelor, Lizeanu, exemple de ce se poate întâmpla. Coțeismic de-abia în 63, revizuind major după 77, pe 101 în prezent, pe hârtie spune toate. Blocuri renovate, anvelopate, însă nu consolidate. Tencuială seismică, ați auzit? E un mit! Reparații neefectuate. Tu ce-ai face dacă ar fi un cutremur chiar acum? S-ar putea. Tu ăsta ne speri. Crezi că a supraviețui? Când trăiești în București, riscurile-s mari. Trebuie să te pregătești. N-aștepta după primari. Da, toate vin cu un cost, dar sper să-ți dai seama că are rost. Să te pregătești, nu mai amâna. Nu este în joc numai viața ta. Arată că ești pregătit. Pregătit la ce? Pregătit la cutremur. Buline roșii cât de cât, dar afacerile merg bine. Rețea centrală Airbnb, meșuri publicitare cât mai ține. Clădiri istorice vor fi istorie. Cine să le redea fala? Hei, nu sta lângă ele. Atenție, cade tencuiala. Specialiștii avertizează că o să fie mult mai rău. Oamenii se panichează, dar tot nu se întâmplă ceva nou. Oare câți se bazează doar pe autorități? Cât fiecare dintre noi are și responsabilități. Ca să dormi liniștit, expertizează-ți și consolidează-ți clădirea. Mai fă modificări aiurea, învață ce să faci să nu te pierzi cu firea. Când unda secundară a unui cutremur mare ajunge în București și ți-e greu să stai și în picioare. Mobilă fixată în perete, la borma și ne pricepem. Rucsac de urgență, am auzit de el, dar cât ți-l avem? Asigurare nu ne trebuie. Ce dacă suntem obligați? După cutremur e mai bine să rămânem sinistrați? Bravo! Tu ce-ai face dacă ar fi un cutremur chiar acum? Nu știu probabilitatea exactă. Casa ta s-ar prăbuși. Oare supraviețui? Când trăiești în București, riscurile-s mari. Trebuie să te pregătești. N-aștepta după primari. Toate vin cu un cost, dar sper să-ți dai seama că are rost. Să te pregătești, acum nu mai aștepta. Nu cred că e joc, numai viața ta arată că ești pregătit. Cu un hashtag pregătit la cutremur. Și
Ce vedeți aici pe final este o clădire din București, Calea Victoriei, cea mai veche clădire cu bulină roșie, care așa arată, de fapt, în spatele gardului vopsit. Și are bulină roșie în continuare. Mulțumesc foarte mult că v-a plăcut, găsești melodia și pe internet, dar cea mai bună experiență este aceea în care veniți la turul nostru ghidat, Bucureștii și cu tremurele. Putem să-l facem sigur și la solicitare, dar impactul este, credeți-mă, mult mai mare când mergi în București, nu doar la o plimbare normală pe Calea Victoriei, că acum este și pietonal, ci la o plimbare în care mergi acolo, dar și înțelegi cât de mare este problema. Și acum hai să venim un pic și pe partea de prevenție. Ziceam de acest hashtag, pregătit la cutremur. Din nou, salvăm lucrurile cu un hashtag. Ideea este, și am făcut jocul acesta și la Noaptea Cercetătorilor, ca fiecare dintre voi, ascultând toate aceste sfaturi, și sunt o groază de informații acolo, recomandăm sigur pe cele din surse oficiale, când ajungi acasă, să-ți pui această problemă. Eu ce fac în caz de cutremur? În primul și în primul rând trebuie să învățăm să ne uităm la casa noastră, să cerem ajutor pe partea de expertiză, să înțelegem dacă aceasta rezistă la cutremur. Am menționat și în cântec perioadele de proiectare, dar acum și proiectarea, proiectul și execuția nu respectă întotdeauna acest plan ideal, să zicem, care de-a lungul timpului oricum evoluează, dar începem cu casa. Pe lângă asta trebuie să știm care este locul cât de cât sigur din casa noastră în caz de cutremur. Ia să vedem, cam care crezi că este locul sigur în casa ta? Unde te duci dacă e un cutremur acasă? Eu m-aș duce sub masă. Sub masă. Asta se recomandă foarte mult și la școală. Tu unde te-ai duce dacă e un cutremur? M-aș duce tot sub masă. Unde? Sub tot, bosule. Bun, cred că dacă facem un sondaj o să fie și împărțit. Ba sub masă, ba sub toculușii. Sigur că trebuie să privim lucrurile pe cât se poate și din prisma clădirii în care locuim. Câteodată treaba cu toculușii, dacă ai și un pic cunoștință cu privire la structura de rezistență, te poate ajuta. Ați văzut imagini din 77, de fapt n-ați văzut chiar. Am un filmuleț din 77 care poate rula, pentru că am uitat. Bine, unii nici nu am trăit acea experiență. Urmăriți aceste imagini în timp ce vorbesc și dați-vă seama cât de mari au fost problemele atunci când s-au prăbușit 33 de clădiri de înălțime mare și medie în București. Și gândiți-vă la proiecția acestora și în prezent. Câte clădiri vulnerabile avem și nu doar cele cu bulină. Ok, clădire, locul sigur și apoi, de-abia apoi, ajungem și la rucsacul de urgență. Câți dintre voi au acest rucsac cu tot ce trebuie să supraviețești 3 zile? Mâinile sus, să vedem. O mână sus, o mână sus. Exact, știm că ne trebuie rucsacul acesta. Ok, nu ne garantează supraviețuirea 100%, dar nu-l avem. Atunci hai să jucăm un joc și am nevoie de 2 voluntari tineri. Hai, veniți voi, primul venit, primul servit, asta e. Sarcina voastră, vedeți că avem aici o groază de obiecte și un rucsac roșu. Aveți fix un minut să luați ce credeți voi, să puneți în rucsac și să fugiți înapoi la scaunul vostru cu el. Un minut pentru că trebuie să evacuați foarte rapid casa. A fost un cutremur, clădirea este avariată, au venit pompierii și zic repede, repede, trebuie să evacuați, urmează o replică a unui cutremur. Start, 60 de secunde. Ce vă trebuie vouă de aici ca să supraviețuiți 3 zile? Bine, ești în București, să zicem cum mai găsești lucruri, să zicem că apelezi la umanitate. Sunt mai multe scenarii, dar tot e bine să ai rucsacul acesta. Sunt curios ce puneți voi în el și o să ne și uităm. Am uitat să pornesc cronometrul, dar uite, 40 de secunde, cam așa suntem. La fel, vă rog și pe voi să vă gândiți și imediat ne uităm la ce au făcut fetele. Avem aici și jucării, avem și mâncare, avem și scotch, nu mă refer la băutură, și hârtie igienică, și un super joc, Super Mario Party, pentru Nintendo Switch, pe care poți să-l iei, într-adevăr. Dar ce faci cu bateria, că rezistă, nu știu, câteva ore. Ok, 10 secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, închideți rucsacul, 1, 0, trebuia să fiți afară deja. După cutremur, din nou, ai rucsacul, nu înseamnă că îl ai ca să fugi
cu el în spate în timpul cutremurului. Scările și liftul sunt unele din cele mai vulnerabile elemente și acolo au fost găsiți foarte mulți oameni decedați. Vezi și exemplu Toma Caragiu, din păcate. Ok? Gata? Cât de greu este? Nu este foarte greu. E mai greu rucsacul de școală? Normal. Nu știu ce se întâmplă, dar toți copiii, facem și la stand exercițiul acesta și toți copiii au zis că rucsacul de școală e mai greu decât cel de urgență. Hai să vedem, gata. Mulțumesc foarte mult, aplauze pentru ele. Și să vedem dacă au luat ce le trebuie. În primul rând, ce au lăsat? Au lăsat afară lumânări parfumate, un telefon care, ok, avea și o baterie externă. Telefonul totuși trebuie să ne gândim. Poți trăi fără el? Nu mai poți trăi, nu. Are și lanternă, are și radio, ți-a asigură și comunicare. Nu e neapărat un lucru rău, dacă poți să ai baterie, poți să ai și o baterie solară, dacă vrei, așa. Ce au mai lăsat? Uite, n-au luat oja. Nu era foarte mare, avea loc. Ok, din câte văd e destul de bine, au lăsat mierea afară, mierea îți dă putere și nu prea expiră, nu? În schimb, au luat asta, un extintor de mână. Îl aveți în mașină, bănuiesc că e obligatoriu, dar în casă îl aveți? După cutremur, este posibilitatea izbucnirii de incendii și incendii efectiv în câteva minute în tot orașul. Pe calea ta de evacuare s-ar putea să ai nevoie de așa ceva, corect? Apă. Din nou apă. Vorbim de 3 zile. Este foarte bine. Apă potabilă. Este una din nevoile noastre de bază. Și acum deschidem cutia Pandorei și găsim hârtie igienică, e vitală, și cusaj de gunoi. Da, sunt destul de importante. Ne gândim și la pandemii și la bacterii și ce se întâmplă când ai o grămadă de oameni care trebuie să locuiască în anumite condiții mai mult sau mai puțin pregătite post-cutremur. Și atunci problema răspândirii bacteriilor din, ok, știți voi cuvintele, poate fi o problemă. Și atunci ai saci de plastic, bun și la alte scopuri. Căciulă, e o idee bună. Șervețele cu miros de mușețel. Baterii de mărime mare, care ar trebui să se potrivească la o lanternă, dar astea nu se potrivesc cu adevărat, dar în fine, sunt bune. O foarfecă au mai pus aici, o lanternă cu dinam, pe care trebuie să o răsucesc, eu sunt bateria ei, deci asta e bine, o trusă de prim ajutor, plasturi, fașe, lucruri de genul ăsta, forfecuțe, un fluier, s-ar putea să fie util, mai ales dacă ești prins sub dărâmături și, din câte înțeleg, undele acestea emise de fluier sunt mai bine înțelese și percepute și de câinii de salvare, dincolo de oameni. O lanternă cu baterii, ele au mai pus și o geacă, într-adevăr e un lucru bun, poți să te înveleși cu ea, n-au luat pătura mare, într-adevăr i-au ocupat destul de mult și sunt de acord, poți să te, măcar ai o sursă de căldură suplimentară. Sfoară, batoane cu ciocolată, mulțumesc. Dacă vreți, vi le dau și după exercițiu, ca bonus, premiu. O trusă de scule, ok, cuțit. Din nou, apă, aici de fapt e vodka, dar nu le-am zis lucrul ăsta. Și mâncare, desigur, asta mă așteptam. Deci ai apă, trebuie să ai și mâncare. Și aici am pus niște mâncare care nu expiră așa ușor. Sunt niște ronțănele, ok, cu semințe, biscuiți cu semințe și conserve care expiră în 2024. Tot e bine. Și chibrituri pentru foc. Deci, ce zice? S-au descurcat bine? Dacă s-au descurcat bine, aplaudați-le tare. Dacă nu, ușor. Din nou, asta a fost un exercițiu. E rucsacul de urgență. Te uiți în primul rând la casa ta cât de sigur e. Cere ajutor experților care sper să fie din ce în ce mai mulți în domeniu. Copii, faceți-vă și ingineri. Nu mergeți toți pe Marte. Și ce mai ziceam, locul exerciții periodice de cutremur. El o să vină la un moment dat, să nu ne mințim. Nu putem opri cutremurile, dar putem construi mai sigur și putem să ne pregătim la acestea. Mulțumesc foarte mult! Eu am fost Dragoș și sunteți la Astrofest! Mulțumesc, Dragoș! Aș vrea să ne prezinți totuși standul vostru, ce putem vedea la stand în afară de minunat acel ambulaj? Standul nostru imediat pe alee,
conține în primul și în primul rând o mare machetă printată 3D a globului, care îți prezintă structura internă, vorbesc de Pământ. Dincolo de asta, vă putem povesti și despre cutremurele pe Marte și minunata misiune InSight. Aveți acolo tot felul de panouri. Avem și jocuri interactive în care puteți reconstrui. Avem un puzzle al plăcilor tectonice și puteți reconstrui lumea actuală din prezent. Puteți vedea și cum arăta acum 200 de milioane de ani printr-o aplicație interactivă a noastră. Mai putem să ne jucăm, să vedeți diferența între cutremure adânci, cum sunt în Vrancea, și cutremure de suprafață, cum sunt în Banat, Făgăraș, Maramureș sau Șabla. Și de asemenea este treaba asta cu rucsacul de urgență, dacă nu ați fost, vreți să încercați, voi mutăm totul acolo. Da? Și cam asta, deocamdată. Și concursuri, de exact, promovăm și un eveniment foarte important, Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, unde atât INFP cât și multe alte institute prezente și aici contribuie și este dedicată în principal liceenilor, dar și profesorilor, această școală de vară. Încă mai vă puteți înscrie pe ultima 100 de metri și alte evenimente, Noaptea Cercetătorilor și e destul. Să explicați copilor unde ar trebui totuși să stea în cazul unui cutremur, că nu s-a clarificat chestia asta. Sub masă, lângă masă, sub tocul. Asta era explicația. Ce ziceam? În primul rând te uiți un pic la clădirea ta. Dacă știi cumva structura de rezistență, pe unde sunt grinzile tocușii, funcționează foarte bine și regula aceasta. În principiu ar fi bine, cum arată și filmul din spatele meu, vedeți prăbușirea asta, ar fi bine să fii mai în interiorul blocului respectiv. Este bine și să te bagi sub o masă dacă este suficient de rezistentă. Depinde și dacă ai obiecte care o să cadă pe tine, că de asta te bagi sub masă în principiu. Dacă îți cade planșeul peste masă, oricum nu prea ai nicio șansă să supraviețuiești și atunci poate mai bine sub tocul ușii, sub structura asta formată din stâlp și grindă, părerea mea, la blocurile din beton armat. Între pat și dulap nu este mai bine? Între pat și dulap? Regula cu triunghiul vieții, în care te pui lângă dulap, de exemplu, pentru că te aștepți să cadă plafonul și să se sprijine pe dulap și să-ți asigure un loc, un loc ușor de supraviețuire mai sigur, asta este regula triunghiului vieții, este deocamdată infirmată. A fost o experiență izolată, care pe urmă s-a dovedit a nu fi prea aplicabilă și în alte cazuri de prăbușiri, deci nu recomand. Mulțumim!